Într-o inițiativă conștientă de a promova o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător, operatorul de salubritate Supercomesa și ADISIGD Hunedoara au organizat cu succes Săptămâna Verde în diverse zone ale județului Hunedoara. Campania a ajuns săptămâna trecută în orașul Hațeg, la Școala Generală Ovide Însușianu, la grădinița cu program prelungit din municipiul Orăștie și la Școala Gimnazială din comuna Rapoltu Mare. Acest eveniment a fost un adevărat apel la acțiune pentru colectarea separată și conștientizarea importanței acesteia. Albastră. Hârtie. Hârtie. Hârtie carton. Perfect. Următoarea pubelă. Albastră. Ia să vedem ce deșeuri. De la sticlă. Sticlă de sticlă. Extraordinar de bine. În cadrul Săptămânii Verzi, copiii de la grădinițele și școlile gimnaziale și generale din aceste localități au fost implicați activ, educându-se și educând comunitatea în privința necesității colectării separate. Prin activități educative, ateliere interactive și prezentări informative, tinerii au fost încurajați să devină agenți ai schimbării în protejarea mediului înconjurător. La mine este Cristina, iar în spatele meu sunt colegii de la echipa Supercom, firma de salubritate care colectează deșeurile de pe orașul nostru. Astăzi vom învăța împreună despre colectarea selectivă. Această inițiativă a adus împreună comunitatea locală într-un efort comun pentru un scop nobil, protejarea și conservarea resurselor naturale prin practici sustenabile. Prin educație și acțiune concretă, Săptămâna Verde a reprezentat un pas important spre construirea unei societăți mai ecologice și mai responsabile, în care fiecare individ înțelege și își asumă rolul său în păstrarea frumuseții și echilibrului mediului înconjurător.